Ne-am întors în direct, ne-am luat la revedere de la domnul Negrescu. Rămânem cu cei trei magistrali invitați pe un subiect dramatic. Eram dator să-l las să-și spună punctul de vedere, să răspundă la o întrebare. Și îmi spunea cineva că nu e doar Ialomița pe mesaj. Da, bă, știu că nu e doar... Acum, pe bune, știu că nu e doar Ialomița. Dar când ai un deputat de Ialomița, îl întreb cum e acolo, la ei. Și pe urmă, extrapolez, pentru că, în general, Ialomițeanu e cam ca ăla din Baia Mare, din Suceava sau din Craiova. E la fel de necăjit, credeți-mă. S-a trezit acum, s-a trezit un prieten al meu moldovean să-mi facă mie reproșuri. Nu e, mă, pe bune, mă, Moldova e la fel ca Ialomița, tot necăjită. Da, Florine? Tudor Barbu, spuneam că am urmărit toată emisiunea foarte atent și am văzut trei subiecte pe care vreau să le unesc într-un singur comentariu. Ai vorbit despre sănătate, ai vorbit despre energie, despre intersecția dintre cele două subiecte, adică spitalele care riscă să rămână fără încălzire sau să nu-și poată plăti facturile. Și în al treilea rând ai vorbit și despre, cred că am înțeles eu bine, un fel de malpraxis politic, atunci când politicianul vede... Fără doar și poate ai înțeles corect. Ori din nepricepere, ori din nepăsare, nu intervine. Vreau să spun un exemplu care mi se pare relevant și tu ești un jurnalist care înțelege unde începe și unde se termină politica. Ce o să spun acum poate să pară politică, dar nu e politică. Să ai 11,8 milioane de lei pentru secțiunea funcționare de la spitale, adică plata facturi, mici reparații. Și știind că vine valul 4 și știind că se întâmplă ceea ce se întâmplă, să faci execuție bugetară 3,71%. Adică nu să n-ai bani ca la nu știu ce județ sărac și de aia să n-ai spitalul bani, ci să ai bani și să cheltuiești 3,71% din bugetul prognozat, ăsta e cel mai teribil malpraxis politic pe care l-am văzut eu în încă scurta mea carieră. Știu unde se întâmplă asta. Este vorba despre bugetul Consiliului Local Sector 1, unde doar la spitale, deci nu vorbim de tot buget, doar la spitale, banii care trebuiau folosiți pentru funcționarea spitalelor stau degeaba. Nici măcar nu zici că sunt folosiți altundeva. Și mi-am făcut, Florine, mi-am făcut mulți dușmani pentru că mi-am permis să comentez ca și azi partea de neintervenție și nepregătire și neactivarea planurilor de profilaxie pentru valul 4 ca fiind o faptă împotriva interesului de sănătate publică al neamului. Mi-am făcut mulți dușmani, domnul Manole. Mi-asum, pentru că meseria mea e mai importantă decât dușmania lor. Și sper din tot sufletul că mi-am făcut și prieteni. Uite, unul se pare că mi l-am făcut, nu poate să declare că e parlamentar. Da, fraților, fix așa e. Fix așa, e, cum spune Manole, cum am spus noi, cum a comentat Chiseliță. Marius, cum e, tati, părerea ta? Ia zi, cum e, prieten drag, părerea ta în raport de ce a spus deputatul Manole și de ce ai auzit în emisiune privind neimplicarea Guvernului României din mai până după Congres în ceea ce înseamnă evitarea acestui malpraxis național? Dar întrebarea este, în acești 31 de ani, s-a implicat vreodată guvernul când s-a privatizat Petromul? Atenție, știu ce vorbesc. Deci s-a triplat prețul la gaze, la benzină și motorină s-a triplat. Că vorbeam de privatizări, că o să fie bine. Sigur că ce au spus colegii de platou este foarte bine. Eu vreau să vă dau la niște răspunsuri pe care le-a spus dumneavoastră mai devreme. Ați întrebat cine se ocupă de strategia... A energiei în România. Corect. Mai devreme am vorbit cu un coleg al meu, tot instalator, care lucrează la RomGaz. Atenție! Și este în conducerea tehnică a RomGazului. Deci toată strategia economică, energetică, o face Guvernul României, fiindcă toate capacitățile de producție, sau aproape toate, în proporție de 90%, sunt ale statului și îi stabilesc absolut tot. Atenție! Colegul meu, fostul coleg al meu, inginer instalator, ca și mine, instalații și construcții... Treci peste detaliile astea de coleg, așa? Da. Deci îmi spunea că, atenție, în mod normal, prețul la gaze ar putea să crească cu maxim 20% din cauza energiei electrice, care a crescut și ea puțin din cauza celor
certificate verzi, fiindcă energia electrică se folosește și în gaze, și la compresoare, și nu numai. Deci, în mod normal... Marius, oprește-te. Marius, spune-i prietenului tău că prețul la gaze a crescut în toată Europa cu 500%. În toată Europa, nu la noi. E o poveste. Eu ți-am trimis niște facturi din Germania, da? Pe care mi l-a adus un prieten de-al meu, consumator casnic. În Germania, în momentul de față, sunt 57 de euro megawatt oră. La noi se fac contracte cu 80 de euro megawatt oră. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Mai ales că Germania importă de la Gazprom, deci importă tot gazul. Și să vă mai dau o informație pe care nu știe lumea sau nu vorbește. Am luat-o de la statistică. Deci noi avem suficiente gaze în momentul de față. Dacă mă lasă spun lucruri reale, nu iureți. Da, te rog, Doamne iartă-mă, ți-a lăsat impresia că nu te las sau cum? Deci în rezervele de gaze, în momentul de față, care sunt ale RomGaz, în cea mai mare proporție, sunt 75% din capacitate. Nu s-a umplut acele rezervoare care duc până la 3 miliarde 100 de metri cubi. Bun, deci avem gaz. Deci nu, n-avem că nu s-au umplut aceste rezervoare. Dacă mă las, o să spun până la capăt. Am nu trecut statistică, nu minciuni. Deci statistică. 13 miliarde de metri cubi s-au consumat, dintre care, atenție, doar 1 miliard importat de metri cubi. Statistică la Institutul Național de Statistică. Restul se minți niște aiureți. Deci despre asta, cine a importat? Că am auzit în toate emisiuni, sau multe emisiuni, după la televizor, spun că RomGazul. RomGazul nu importă. E producător. O secundă, Marius, oprește-mi un pic. Marius, stai un pic. Da. Mitică, ești lider la energia inteligentă. Da. Cum e ca să nu-l contrazic, dar nici să nu-l las pe Marius să spună lucruri care din punctul altora de vedere nu sunt conforme. Ia zi, tu cum vezi? Au existat exportul și importul de gaze în această iar, de fapt și în această zi, deci dacă ne uităm chiar și astăzi, se exportă gaze naturale și se importă gaze naturale. În general, aceste activități le fac furnizorii, deci vorbim de furnizori care au ca și scop vânzarea gazelor naturale la consumatorul final și ei sunt cei care fac în general aceste operații de import și de export gaze naturale. Da, Marius. Deci exporturile din România de energie electrică și gaze sunt extraordinar de mici. Dacă vreți, vă aduc în platou balanța energetică de la Institutul Național de Statistică. Bine, Marius, fii atent. Dacă tot ai un prieten, Marius, dacă tot ai un prieten la RomGaz, poți să te întrebi ceva, să-l întrebi, că bănuiesc că nu-l întrebi. Am mai mulți colegi în tot sistemul energetic. Așa, fii atent întrebare. Singurii care se pricep, da, tehnic, sunt inginerii energetici. Să le dea Dumnezeu sănătate. Poți să-l întrebi pe prietenul tău de la RomGaz. De ce statul român nu importă gaze la prețul de pe bursa străină, de pe bursa internațională? RomGazul fiind instituție de stat și aducem în țară doar gaze prin intermediari, băieți cu gurile albe care îl cumpără de pe piața mondială, am arătat în emisiunile trecute împreună cu Chisăliță, îl cumpără cu 10 lei și îl vând cu 20 în țară? Hai să clarificăm, deci într-adevăr, România nu cumpără, deci RomGazul nu cumpără niciodată în străinătate. De ce? Cumpără, atenție, beneficiarii finali, cumpără, știu, Pe te-am întrebat de ce nu cumpără RomGazul numele statului român pentru consumatorii din țara asta? Care e suficient gaz? În ce lume trăim? Deci, la ora actuală, atenție, sunt două companii mari ale Gazprom care vând în România, IMEX și atenție, IE. Deci aceste companii, chiar un director unei companii știe foarte bine. Deci noi nu cumpărăm direct de la Gazprom, atenție. Și nu cumpără statul român, că n-are nevoie statul român. Cum să nu aibă, Marius, nevoie statul român când sute de mii de familii vor rămâne fără gaz în iarnă? Cum să rămână, domnule, că au suficient gaz în momentul de față? Deci astea sunt niște alarme date tot de distribuitorii din România. Domnule, dacă vreți să știți, bine, dacă nu, mă închid și la revedere. E.ON sunt date de E.ON și gaz de Franța. Marius, stai un pic, nu înțeleg ce te-a deranjat, un așa, de ce m-a menit să închizi, poți să închizi dacă vrei, nu, asta e problema. Eu am arătat un grafic, dăm o secundă, Marius, dă-mi un pic. Realitatea, înseamnă că mă minte, Marius, dragă, înseamnă că mă minte Chisăliță în direct.
Nu, domnul Marinescu, dă-mă graficul ăla puțin pe post ca să-l discutăm cu domnul Marinescu. Da, hai să-l discutăm. Imediat, că este un grafic pe care îl susțin mulți experți, am vorbit azi cu doi, dar autorul lui e în direct, se numește Dumitru Chisăliță. Graficul, mă, prietena mea, de la știrea 5. Nu, de la știrea 1, iartă-mă, știrea 1. Imediat! Ca să vedem cine minte, că nu poți să lase emisiunea să dezim. Uite, Mitică, Marius, ăsta e graficul, da? Îl vezi și tu, bănuiesc, la televizor, da? Dă-l pe full screen. Nu, dar acum îl văd, da. Partea albastră, dragul meu, Marius, este ce se extrage. Este grafic din septembrie 2000. Da? Graficul se termină în martie 2022, da? Oprirea livrării gazelor în România estimată undeva în februarie, dragul meu Marius, da? Stai să termin, Marius. Că poate ne minte autorii acestui grafic. Rezervele cu roșu în butelierea, în depozitele de gaze ale României, este pe grafic cu culoarea roșie. Da? Da. Corect, da. Importurile de gaze sunt cu verde. Iar ce să vezi, toată rezerva noastră care acum e mare, cum bine spui, că suntem în octombrie și rezerva e pe vârf, da? Scade spre Crăciun și se duce în cap după anul nou, domnul Marinescu. Iar nevoia de gaz e o dungă mov care crește după anul nou, după Crăciun, dramatic, adică în ianuarie. Și uitați-vă decalajul, domnul Marinescu, între cerere, dă puțin aici, între cerere și ofertă, asta e oferta de gaz. Gaz românesc, importurile alea cu verde și gazul din depozite, domnul Marinescu, da? Asta e situația, nu că avem gaz, n-avem nici să ne punem în ochi. Avem acum când sunt 20 de grade afară, da. Dar realitatea... Da, și graficul real de consum de anul trecut, să-l vedem. Atunci înseamnă că minte, domnul Chisel, îmi pare rău, domnul senator Marinescu spune că graficul ăla e fals, domnule, nu e real. Nu am spus asta. Asta e o prognoză a domnului Chisăliță, pe care o respect. Dar am spus că trebuie comparat cu ce s-a întâmplat anul trecut, cu graficul... O propoziție, mă scuzați. Da, domnul deputat. Tudor Barbu, există și un lucru care trebuie spus despre anul trecut. Anul trecut nu e neapărat un an cu care să compari situația de anul ăsta, pentru că anul trecut... O bună parte din economie a tot fost închisă. Câte o lună, câte două, câte trei, consumul a scăzut pe multe aspecte. Pe toată planeta, ce spui, Florine, e pe toată planeta, în toată Europa. Consumul era minim. Speciala care e energofagă și ea a fost în scădere, deci s-ar putea să conteze și cu ce comparăm. O secundă, Marius, stai să auzim și punctul de vedere al autorului graficului. Sigur că da. Ia zi, domnul președinte. Deci, practic, noi am luat scenariile dintre 2008 și până în 2020 inclusiv. Iar acest scenariu se bazează pe cea mai rece iarnă care a existat în acest interval de 10 ani de zile. Și, practic, ia în considerare un scenariu în care și scrie pe grafic dacă vom avea temperaturi mai jos de minus 15 grade Celsius, cel puțin două săptămâni. Adică un scenariu care s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Nu este obligatoriu ca acest scenariu să se întâmple în iarna lui 2021-2022. Dar dacă se întâmplă, domnul Chisăliță? Vom avea o problemă. Da? Întrebarea mea revine pentru toți trei. Mă rog, la Florin e mai greu să-i pun întrebarea. Lui Florin e mai greu pentru că e politician. Dacă vrea să răspundă, poate au discutat la PSD. Dar te întreb pe tine, Marius, și pe domnul Chisăliță. Da, răspund. De ce nu a făcut statul român în așa fel încât prețul de pe... Uite, stai puțin, Marius. Care e diferența mitică între prețul de pe bursa internațională și prețul din România al megavatului la gaz? Un pic mai micuț decât prețul din Viena, 3-4 euro pe megavat mai mic decât prețul din Viena astăzi. Cum, adică noi cumpărăm mai ieftin decât la Viena? Tranzacțiile care se fac în România sunt un pic mai mici astăzi. Acum două zile erau cu 10 euro mai scumpe decât la Viena. Păi atunci stăm bine, domne. Eu am citit și am dat grafice în care arăta că noi cumpărăm sau plătim... Da, stai puțin! Și atunci de ce plătim dacă e ca la Viena? De ce plătim de ne uscăm? Unde e diferența?
Diferența e dată de modul în care aceste gaze care se tranzacționează între furnizori se regăsesc după aceea în facturile finale, prin ofertele finale făcute de furnizori. Adică stai să înțeleg, ăștia cumpără gaze de pe bursa internațională cu 10 euro, ca să spun, și vin acasă la... Nu, cu diferența de 10 euro. Nu, mă, nu, am dat un exemplu. Am dat un exemplu, okay. Cu 100 de euro, da? Și vin la proști și îl vând cu 300 de euro megabatul? Da, se întâmplă și acest lucru. Ați auzit, domnul Marinescu? Pe asta e mafie, frate, nu mai e comerț. Da, da, deci vreau să vă spun un lucru acum pentru a lămuri situația și domnul Chiseli să știe foarte bine. Când e vorba de producătorii de gaze, da. Noi avem doi mari în România, OMV și RomGaz, da? Da. Atenție, ei au voie să vândă pe bursă 40% și restul pe negociere directă. Da. Ei au îngrădit prețul de vânzare. Este o premieră în televiziune că vă spun asta. Deci dacă vând cu mai mult de 20 de euro megavatul, plătesc 85% impozit pe profit. Dacă același impozit ar fi și la distribuitor, că distribuitorii sunt aia care ne aduc nouă gaze la poartă, nu sunt furnizori. Furnizorii sunt între ei, furnizorul e producătorul. Ca să clarificăm și lucrurile astea. Bun, atunci pentru toată lumea care știe avizații, deci asta ar trebui să facă guvernul, dar nu mai poate să facă că nu mai are voie să dea acte normative. Să limiteze profitul. Dom'le, ai un profit de 5%, bun, ce depășește, ai 85%. Asta e o chestie profesională. Am înțeles, am înțeles. Numai pentru avizații. Am o întrebare pentru toți trei, răspuns la final. Marius, vreau să răspund întâi Florin și apoi Dumitru Chiseliță. Domnul deputat, domnul președinte Chiseliță. Eu am o marotă, domne, la emisiunea asta. Sunt singurul, m-am uitat, nici alții, nici de-al de Gâdea, nici de-al de Ciutacu, nici de-al doia de la Realitatea, nimeni. Domne, întrebare. De ce la ananghia asta uriașă în care am fost aduși, că nu ne-am băgat singuri, am fost aduși într-o ananghie uriașă, dincolo de aia cu COVID-ul, de ce statul român, cum bine spui, Mitică, dar întrebarea e pentru domnul deputat, nu intervine să nu mai lasă să se cumpere de la Viena sau de pe bursă cu 100 de euro și la prost acasă, la populația din România, să ajungă cu de 3, 4, 5 ori prețul? Întrebarea mea, și la final să răspundă și senatorul Marinescu, de ce RomGazul sau o instituție, nu știu, Crucea Roșie, Salvare, Armata Salvării Naționale, nu știu, domne, să inventeze o structură a statului care să cumpere de la bursă, să-și mai pună, dragul meu Mitică, un adaus comercial civilizat de 10, 15, 20% ca să nu iasă în pierdere și să dea gaz la proști? Întrebare, de ce nu o face? Domnul deputat. Răspuns în două puncte. Punctul 1. Nu doar că nu o face, dar se asigură de invers, adică se asigură că lucrurile merg și mai rău. În concret, au scos 114 ordonanța care plafona prețuri și care avea și o suprataxă de 2% și acum tergiversează plafonarea, care e o metodă folosită din Spania până oriunde vreți în Uniunea Europeană. Ăsta e un subiect. Al doilea răspuns, a doua parte a răspunsului meu e următoarea. Am mai spus mai devreme cineva în emisiune, nu mi-amintesc cine, că președintele s-a exprimat astăzi în felul următor. Nimeni nu putea să prevadă ceea ce se întâmplă în legătură cu prețul din energie. Și a zis antevorbitorul meu că au fost oameni care au prevăzut asta. Da, au fost. Dacă vă uitați pe BBC, o să vedeți de prin februarie că se vorbea despre... Apropo de președinte, avem o știre de ultimă, avem o știre de ultimă oră, o să o dăm imediat. Dumitru Chiseliță. Da, eu sunt foarte scurt. Lipsă de viziune, lipsa grijei față de cetățeni și un foarte scurt răspuns. Noi am previziunea că de anul trecut, din noiembrie, această evoluție a creșterii prin toate materialele pe care le-am făcut și publicat. Domnul Marinescu. Capacitățile de producție 2008-2009 erau aproape duble față de acum. Sigur că e o previziune făcută de domnul Chiseliță și e punctul dânsului de vedere. Se poate ajunge, doamne ferește, și la o astfel de situație. Dar, încă o dată spun, gazele de România, ale RomGaz și OMV, sunt suficiente pentru consumatorul casnic. Sunt suficiente peste măsură. Cei care importă gaze, încă o dată vă spun, de la bursă și de la bursă, prin IMEX și VIE... Marius, eu te-am întrebat pentru că ești cunoscător de ani de zile, de 3 decenii al sistemului, 4 decenii. Da. Iau publicitate...
Și după publicitate, da, te rog, dacă vrei să-mi răspunzi, poți să-l și suni pe prietenul tău să-l întrebi, să te sfătuiești cu el, știu de la RomGaz. Bine. Cred de că ce? E mai bine ca mulți care vorbesc la televizor, care vorbesc ca aiurea la podcast. Nu, dar stai un pic, dau eu, ok, toată lumea vorbește aiurea. Cu mici excepții, toată lumea vorbește aiurea la televizor. Întreabă-l de ce statul român nu cumpără de pe bursele internaționale cu un adaus comercial civilizat și lasă o... Nu pot să spun mafie, că se supără lumea. Lasă niște interpuși să tripleze sau să facă de 4 ori prețul de la bursă la consumatorul din România. Dacă ne răspunzi la întrebarea asta după publicitate, e perfect. Înainte de publicitate vreau să arăt și știrea pe care am promis-o. O să luăm imediat publicitate. Cel mai important ziar, cred că este Deutsche Allgemeine Zeitung, cred, dacă nu mă înșel. Hai mă, lasă-l, nu contează. Tradu-l pe ăsta, bagă un pic sistemul de traducere. A apărut știrea acum, se referă la căderea guvernului Câțu și la faptul că, în opinia lor, guvernul României... Lasă-mă să citesc și eu ce scria sus, băi, prietena. Guvernul României răsturnat și acum ridică, da? A speculat Klaus Iohannis, semnul întrebării. Căderea guvernului român este, de asemenea, o înfrângere pentru președinte, spun nemții. Cu toate acestea, coaliția ar putea rămâne sub un nou premier. De ce am marcat acest lucru în presa germană? Cine știe un pic de politică înțelege. Este căderea guvernului Câțu corelată direct ca înfrângere pentru președinte. Revenim la Marius Marinescu și la invitații, ceilalți doi invitați, după publicitate. Da, ne-am întors. Vă ascult, domnul Marinescu. Tudor, energie e o problemă de securitate națională în toată lumea, nu numai la noi. Vedem că al treilea război, știu eu, economic, dintre Germania și Rusia, trebuie să-l înțelegem, că ai vorbit de Putin foarte mult, știi. Păi Putin ne plătește cu aceeași monedă Uniunii Europene, cum i-am pus și noi anumite sancțiuni economice ca anexa Crimea la Rusia. Și ne-a dublat prețul la gaze, dar atenție, vorbeam de CSAT. Sigur că dacă s-ar decide în CSAT o strategie energetică care ține și de securitatea și de sănătatea noastră, atunci președintele României ar trebui să aibă o relație bună cu Putin. Domnul Marinescu, perfect. Noi gaze cum importă Ungaria. E la corect. Jumătate de preț. O corect. Fii atent, Marius. Dacă e de siguranță națională, cum bine spui, partea energetică și vine o iarnă care ar putea fi chiar cumplită după graficul ăla și după spusele lui Chisăliță. Eu te întreb încă o dată pe tine. De ce statul român lasă în continuare o grămadă de interpuși între bursa de gaze, bursa internațională, unde să zic că este 100 de euro, dau un exemplu, și prețul la prost acasă în România, unde e de 3, 4, 5 ori mai mare? De ce RomGazul sau orice altă creatură, instituția statului român, nu intervine? Dacă tot e de siguranță națională, ți-au spus prietenii tăi de la RomGaz de ce nu se intervine? Din cauza politicului, fiindcă toate prețurile astea sunt prețuri politice, care îi avantajează și îmbogățește pe unii și sărăcește proiectul. Bravo, Marius! Bravo, mă! Bravo, senatorule! De-aia te invit în emisiune, că spui lucrurilor pe nume! Ați înțeles, oameni buni? Am primit un mesaj, fii atent, Marius! Am primit un mesaj de la un foarte important om de afaceri din țara asta cu care sunt într-o relație de amiciție. Și zice așa, nu o face statul din două motive. Intenționat, adică ce spune Marinescu, și pentru că sunt incapabili, adică ce spune Florin Manole. Eu te întreb pe tine, mitică, dacă e așa, prietene, poate cineva să afirme fără să-l ia ceneau, fără să-mi închidă, fără să vină cu cheia de 16 să ne ia relele de pe casă, putem afirma la B1 că suntem aduși ca nație, sute de mii de familii în pragul falimentului în iarnă, în mod deliberat sau din incompetență? Cred că a doua variantă e mai plauzibilă. Nu aș merge totuși pe ideea că cineva chiar lucrează în sensul ăsta. Dar tu poți să spui că cineva e atât de prost și atât de incapabil încât să aducă situația așa? Acum, pe bune. Din păcate, am văzut suficient de multe situații în care se dau răspunsul da. Domnul deputat. Tutor. Da, imediat, Marius, vin la tine. Da, domnul deputat. Sincer, și eu încep să cred că e vorba de incompetență. Pentru că, până la urmă, vedeți dumneavoastră măsuri, revin la asta simplă cu plafonarea. Măsuri precum plafonarea prețurilor sunt în presa internațională de luni, de zile. Și alte măsuri, metode de a te consulta cu experți,
Există, nu trebuie inventat nimic de la zero. Și Florine, cu plafonarea prețurilor și nu la nivelul anunțat de Câțu la prețul de azi. Plafonarea prețurilor de anul trecut sau de când a început criza, o discut cu Mitică, cu domnul Chiseliță, în emisiune de o lună jumate, două eu. Deci am înregistrările, le are și CNA-ul, probabil că le are și SRI-ul, le are toată lumea. Am discutat, băi, hai să salvăm sute de mii de familii, înghețăm dracu pe model spaniol, pe model nu știu cum. El spunea, uite-l aici, Chiseliță. Dar sunteți vechi și vă amintiți și alte situații în care, de exemplu, o doamnă spunea, ce-o cu mică, acum suntem noi la putere. Ei bine, eu cred că și actualii guvernanți sunt pe același sistem în care zic experți, opoziție, toți ceilalți. Și-o cu mic pentru că acum noi suntem la putere. Da, Marius Marinescu. Tudor, ce să spun, vorbind de, din punctul meu de vedere și mă justific dacă vrei să duc până la capăt. Trădare, corupție și incompetență. Premierul astăzi a ieșit și a afirmat că va plafona prețurile, atenție, la energie, la prețurile de astăzi. Deci nu cumva să deranjeze cele două mari companii care vând gazele, spre exemplu, în România, sau cele cinci străine care vând energia electrică, care ne-au pus în momentul de față Enel, vreau să vă spun că la Enel, deci prețul la gaze 240 de euro megawatt oră. Să vorbim de energie, să-l încurcăm cu puterea, cum se face de obicei. Sau la gaze, vedem că se fac contracte acum și ne sperie lumea, pentru viitor cu 80 de euro megawatt oră. Și atenție, în Germania spuneam că este la sfert. Gazele sunt mai ieftine ca la noi și energia electrică de două ori mai ieftine. De ce ne spune domnul premier lucrul ăsta? Să nu-i deranjeze, să nu deranjeze marile companii, fiindcă putea să o facă foarte ușor. Deci modifica codul fiscal și băga pentru aceste profituri nesimțite, impozitare 90%, cum au făcut și alții. Da, mersi mult, Marius. Mersi mult, Florine. Lui Florine îi mulțumesc. Nu vreau de ce, pentru că e puțin debalansată emisiunea și nu din vina mea. Reprezentantul Partidului Național Liberal, n-am să-i dau numele, sunt un elegant, din motive de familie, a declinat prezența în emisiune și atunci am zis, n-are nicio vină domnul deputat și am rămas doar cu poziția domniei sale. Vreau ca o concluzie, că nu există o concluzie. Concluzia o să o simțim după Crăciun. Apropo, dacă vreți, de Crăciun vorbeam, dacă vrem, dacă vreți, dacă se dorește să avem un Crăciun cât de cât normal, cât de cât normal, n-ai cum să-l ai. Dar mă, cât de cât normal, bă, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva, pentru că așa nu se poate. M-am uitat în timpul întregii emisiuni pe geam. Eu am privilegiul, spre deosebire de mulți alții, să văd calea victoriei. Cea mai importantă arteră a țării. Știu că se supără cei din Slobozia, cei din Baia Mare, cei din... Nu, cea mai importantă e asta. E calea victoriei. Da? Duce la Arcul de Triumf, duce la Parlament, duce la Guvern, asta e miezul. Bă, măscălău pe față, neam. Las-o dracu cu vaccinarea. Că suntem la 30% când media pe planetă, cu Zimbabwe și cu Republica Centrafricană e de 45%. Bă, dar n-are nimeni mască. Ba nu, uite, acum sunt doi în colț aici la teatru, sunt doi cu mască. Nu știu dacă mă fac înțeles ce vreau să spun. Concluzia ta, Mitică, pentru că ești singurul cu adevărat specialist în ceea ce înseamnă piață de gaze. Acum, fără să-i minimalizez cunoașterea și înțelegerea pe care le are domnul senator Marinescu. Concluzia ta, Mitică. Da, eu aș vrea să concluzionăm în primul și primul rând ceea ce am pregătit și am pus pe masă este un scenariu pesimist, dar un scenariu care a existat în urmă cu 6 ani de zile aici în România, un scenariu care a determinat reduceri sau închiderea al unor companii, un scenariu care a determinat sincope în alimentarea cu gaze chiar și a unor consumatori casnici. E bine că atunci să te pregătești pentru cei mai rău și nu să aștepți de fiecare dată să te rogi să fie o iarnă caldă. Mulțumesc mult de tot. Da, mulțumesc și eu. Mitică, mulțumesc mult de tot. Vă promit mâine, mulțumesc mult Marius Marinescu, mulțumesc mult Florin Manole. Mâine vă promit o ediție incendiară, absolut incendiară. Domnul Păcuraru ne-a confirmat prezența în emisiune. Cosmin Păcuraru, cel care împreună cu domnul Chiseliță
au pus în operă materialele pe care le avem la baza emisiunii de azi. E posibil să-l deranjăm mâine și pe domnul senator Marinescu să continuăm dialogul de azi, dar vă spun că mâine veți auzi și veți înțelege lucruri pe care nici nu le-ați auzit și nici n-aveați, neauzindu-le, cum să le înțelege. Revenim pe, să le înțelegeți. Revenim pentru un final pe aceeași cheie, foarte ridicat. Mi s-a spus în repetate rânduri și în emisiune și pe SMS și ieri seară că panichez lumea, nici pe departe. Un om informat face cât doi. Iarna care vine este clar că va fi, dacă nu cea mai grea, una dintre cele mai grele pe care le-am trăit de după Ceaușescu. Iar alea de pe vremea lui Ceaușescu sunt mulți pe care îi suspectez că nu le-au apucat, având sub 31 de ani, 32 de ani. Da? Deci atenție! Îmi spunea cineva, spune-le Tudore să se grupeze, să se ducă să trăiască cu bunicii, cu părinții, să se unească, să la iarnă, să nu... Este momentul în care să vă pregătiți fix pentru a înțelege această știre. În două zile, în Europa, frate, aia de vest, aia puternică, motoarele, Franța, Germania, a crescut prețul cu 60% la gaz. Cine are creier, înțelege. Rămâneți cu Bună România, cu Răzvan și cu Radu, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, directorul meu de imagine, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune. Nu uitați, pandemia, factura, gazele și curentul puse la oaltă, pentru mulți înseamnă moartea și pe bune, adică nu e metaforă.